Morning Glory, Morning Glory, tu o mai iubești pe Flori? Și bonjurică, bonjurică, am revenit la celebra emisiune care ne-a și consacrat. În afară de concursurile de antrenat copii în urlat ca Udi dimineața, mai facem și alte lucruri, adică dezbatem și alte subiecte care și astea ne-au consacrat. Ieri a fost invitată o utilizatoare a serviciilor de ginecologie naționale, doamna utilizatoarea Braniște Ileana, care s-a dus la ginecolog și ginecologul a zis că nu-i pune sterilet, că este prea nulipară și mai mult decât... Bine, conversația având loc mai degrabă pe masă decât la masă și după aia a zis că are și traume din copilărie, pentru că de aia nu vrea să facă un copil și am zis că, mă rog, după aia am aflat, am văzut și că nu prea se pot face întreruperi de sarcină în România din motive medicale și m-am întrebat de ce facultate ține asta de medicină, dacă ține de patriarhie sau unde se fac cursurile astea, și atunci am zis hai să sunăm un medic, eventual femeie, cu, mă rog, cum să spun, recomandări de omenie în practică, așa că am ajuns să-i spunem bună dimineața și bun venit la Morning Glory doamnei doctor Dorina Codreanu, medic primar, obstetrică, ginecologie, încă un cuvânt foarte bun, etilotest, și specialist în infertilitate și doctor în științe medicale. Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața! Și mă bucur că sunteți aici. Știu că ascultați și Morning Glory în secret, așa că, da, suntem bine. Bun, voiam să vă întreb dacă... care e problema cu steriletele? Astea chiar mă gândeam... scuze. Sterilețele, cu toate metodele contraceptive, probabil că este o problemă puțin înțeleasă, dar mă rog. Da, cum se procedează? Ce s-a întâmplat în povestea pe care ați auzit-o mai devreme? Este o excepție sau conține o informație pe care o putem dezbate? Așa se dezbate pe masă, cu picioarele deschise sau putem discuta și omenește? Niciun caz. Și oricum ce m-a frapat a fost, de exemplu, dintr-o primă discuție de genul ăsta, cred că ar trebui să lipsească cuvântul nulipară. Nu toată lumea știe ce înseamnă nulipară. Nu cred că trebuie să facă parte din discuția medic-pacient introducerea asta de termeni științifici. Poți să-i spui unei femei că, da, înainte de primul copil, steriletul poate să reprezinte un risc dacă ți-l asumi și vrei să consideri că asta este metoda potrivită pentru tine. Bun, înțeleg, dar și în niciun caz discuția aceea să poartă pe masă. Mi se pare greu de... Dar se pune steriletul? Adică concluziile erau dramatice. Moarte. Adică scria moarte la fire. În niciun caz. Și de fapt, steriletul nu se pune înainte de o primă sarcină, în ideea că ar putea crește riscul de infecție pelvină. Este cumva un... Se creează o comunicare între cavitatea uterină și vagin și au fost la un moment dat niște teorii conform cărora ar duce la anexite și la alte lucruri de genul ăsta. O premieră la Morning Glory, de fapt, ce s-a constatat este că dacă steriletul este montat corect, după ce s-au făcut niște examene complete de secreții vaginale și așa mai departe, practic riscul ăsta nu există. Și atunci el se poate pune foarte bine și la femei care nu au mai născut. Acestea sunt nuliparele, ca să le spunem tuturor ce înseamnă nulipare. Am aflat și noi acum, suntem mulțumiți. În condiții de siguranță. Și cam asta este tot. Dar, evident, discuția asta trebuie purtată înainte de consultul propriu-zis. Da. Dar vi se întâmplă și dumneavoastră, acolo la obstetrică, ginecologie, să vă uitați și să spuneți... Nu, vi se întâmplă tot felul de lucruri, da. Uite, haideți să vorbim puțin. Cine v-a lucrat aici? Eu, de exemplu, lucrez în infertilitate. Eu mă ocup cu pusul bebelușilor și nu cu scosul bebelușilor, apropo de toate discuțiile. Dar, dincolo de toate astea, cred că există fiecare cuplu în parte, trebuie să hotărască pentru el. Și în România, din păcate, foarte mulți se pricep și să-ți dea sfaturi, să-ți spună când trebuie să faci copii, dacă e mai bine cu copii, fără copii. Toată lumea se bagă în discuția asta, dar, de fapt, e o alegere personală și medicul nu are decât rolul să ajute pacientul să ia decizia corectă. Și să-l ajute pe orice cale. De fapt, de asta ne-am făcut doctor, ca să ajutăm oamenii, nu? Mie mi s-a părut că e mai degrabă o chestie plătită și, da, că
Da, cu asta se ocupă lumea. Da, dar, nu, dar voiam să vă întreb asta. Mai bine plătite dacă da. Veți face în schimb. Nu, n-aș vrea să fiu în pielea dumneavoastră, în halatul dumneavoastră, scuze. Da. Îmi place mai mult halatul meu de aici. Dar vreau să vă întreb, asta cu întreruperile de sarcină, a fost o știre care, tot, mă rog, a cărei statistică se dezvoltă, și anume că nu se pot face întreruperi de sarcină. Și motivația... sau se fac foarte greu, sau găsești pe cineva foarte greu dispus să facă asta. Motivația este invocarea unor principii religioase sau etice. Și vreau să vă întreb cum funcționează asta, dacă eu, înainte să punem mâna pe telefon, să sunăm la Colegiul Medicilor. Da, lucrurile sunt foarte complexe aici. Până la urmă, în momentul în care îți alegi specialitatea asta, trebuie să accepți toate subspecialitățile. Evident, la un moment dat noi toți ne specializăm pe anumite căi. De exemplu, eu personal nu fac chiuretaje pentru că mi-e foarte departe. Mi-am pierdut, ca să zic, experiența în cazurile de genul ăsta. M-am specializat pe o direcție și practic nu mai fac. Dar în rezidențiat, când am învățat, nu puteam să spun, eu nu fac partea asta. Nu poți să nu faci o bucățică din specialitatea ta. Este... Odată ce ți-ai ales meseria asta, dacă există motive etice, religioase sau de orice altă natură, teoretic ar trebui să-ți alegi o altă specialitate care să nu se vină în conflict cu... Nu? E logic. Din păcate, nu știu, discuția e foarte complexă. De exemplu, în Statele Unite știți foarte bine, sunt state unde este interzis avortul. Sunt țări pe lumea asta unde mama poate să și moară înainte de a se lua decizia corectă, nu? Da. De a se întrerupe sarcina. Este foarte greu, din păcate, când, de fapt, două lucruri fac actul medical să nu decurgă cum trebuie și să fie prost efectuat. Religia și banii. Da. În momentul în care banii și cu religia îți influențează decizia medicală, lucrurile nu o să meargă niciodată bine. Sau ideal, să zic așa. O să meargă bine, dar din întâmplare. Da, asta ar fi și sentimentul meu, că se amestecă acolo câteva alte lucruri care par să fie ceva mai importante decât jurământul depus la încheierea studiilor și la investirea cu calitatea de medic. Adică părerea mea este că orice decizie care practic nu pune viața în pericol a omului respectiv, trebuie să-i aparțină cumva și rolul nostru este să-i ghidăm pe oamenii în a lua decizia corectă pentru ei. De multe ori oamenii nu-și dau seama. Apropo de treaba asta, haideți să vorbim puțin de sterilizare chirurgicală la naștere. Sunt femei care, de exemplu, doresc să, ca metodă contraceptivă, ligatura trompelor la naștere, după naștere, după doi copii. E foarte ușor să spui, da, facem treaba asta, dacă vreți. E mult mai greu să ai o discuție onestă cu pacientul și să-i spui, știți, poate în 5 ani lucrurile se vor schimba radical în viața dumneavoastră. Cunosc cazuri, le-au murit copiii sau s-au recăsătorit sau... Oamenii nu sunt conștienți de multe lucruri în momentul în care vin la o discuție cu medicul. Rolul medicului până la urmă asta este, să-l ghideze și să expună toate variantele cu beneficii, cu riscuri, cu de toate. Știți? Și să-i ajutăm pe oameni, că de asta ne-am făcut doctori. Da, nu e ca atunci când nu ți-ai tatuat pe antebraț Jean și ai putea să mai pui un A și să se transforme în Jeana. Da. Sau... Nu, să-i spui Jean d'Arc sau ceva de genul ăsta. Aia nu e simplu și cred că aici apare efectul numit omenie, care pare să fi dispărut din meseria asta și îmi pare tare rău să spun asta. Da, și apropo de fertilitate în societatea noastră, noi, cum să spun eu, nu prea ajutăm pe oamenii care nu pot face copii și își doresc. Pe de altă parte, și stigmatizăm pe cei care decid să rămână fără copii. Cred că lucrurile astea trebuie să dispară cumva, adică nu avem de ce să stigmatizăm pe cel de lângă noi sub nicio formă și ar trebui să-i ajutăm pe cei care își doresc un lucru. La noi nu facem nici una, nici alta, ca societate suntem la colț. N-ai zice că suntem creștini ortodoxi. La prima vedere, la cât de aspru îi judecăm pe semenii noștri, la cât de greu, ușor îl stigmatizăm pe aproapele nostru, da. E mult mai ușor să judeci pe cineva decât să-l înțelegi, evident, adică până la urmă... Da, da, tu înțelegi foarte repede. Mergem pe calea minimei rezistențe, știi, nu? Da, cam așa ceva. Da. Vă mulțumim foarte mult și sperăm că le-a fost de folos și ascultătorilor această discuție. Da, mulțumim pentru omenie în primul rând și pentru zâmbetul ăsta. Mulțumesc. Da, care mulțumesc, mai iau un pic, da. Merge bine cu ziua de afară. Vă mulțumim foarte mult. Da, da. Doamna doctor Codreanu,
cele bune și să ne vedem cu bine. Mulțumim foarte mult și spunem la revedere! La revedere, vă mulțumim foarte mult. Morning Glory, Morning Glory. Opa. Divorțează Florii.